Iată-ne în Cartea Luca din nou, la capitolul 23 acum. Suntem în sâmbăta în care creștinătatea așteaptă ziua învierii. Însă noi vom citi astăzi, de fapt, capitolul despre condamnarea lui Hristos și răstignirea lui. S-au sculat toți și au dus pe Iisus înaintea lui Pilat. Și au început să-l părască și să zică, pe omul acesta l-am găsit ațățând neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir cezarului și zicând că el este Hristosul, împăratul. Pilat l-a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Observați, au venit cu niște acuzații pe care Pilat nici nu le-a luat în seamă, pentru că știa că nu sunt adevărate. L-a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Pentru că îl frământa gândul acesta despre un împărat pe care Dumnezeu urma să-l ridice în poporul Israel. Iată răspunsul lui Isus. Da, i-a răspuns Isus. sunt. Pilat a zis preoților celor mai de seamă și noroadelor, eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Dar ei stăruiau și mai mult și ziceau, întărâtă norodul și învață pe oameni prin toată Iudeia, din Galileea, unde a început până aici. Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean și când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Isus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă, din pricina celor auzite despre el și nădăjduia să-l vadă, făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări, dar Isus nu i-a răspuns nimic. Preuții ce mai de seamă și cărturare stăteau acolo și îl părau cu un fierbântare. Irod și lui de pază se purtau cu el cu dispreț și după ce și-a bătut joc de el și l-a îmbrăcat cu haine strălucitoare, l-a trimis înapoi la Pilat. În ziua aceea Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiți între ei mai înainte. Istoria aceasta este a doi uh, lideri, un guvernator roman și un prinț, ca să l numim așa în ghilimele evreu. Oameni care, desigur, aveau interese care uneori concurau și care nu uh, mergeau într aceeași direcție, și pentru aceasta era un conflict. Oamenii aceștia doresc amândoi să se întâlnească cu Isus, dar din motive oarecum diferite. Irod vrea să-l vadă pe Isus ca pe un, uh, eu știu, un circar, să facă o minune în fața lui ca să-l impresioneze. Și Isus nu-i răspunde măcar un cuvânt motiv pentru care Irod își bate joc de el și îl trimite înapoi la Pilat. Pilat, în schimb, are niște frământări. E evident lucrul acesta și știm și din celelalte Evanghelii. Așa că Isus îi spune, îi spune simplu, dar cu fermitate, eu sunt. Cuvinte care aveau să-i dea de gândit lui și celor care l-ascultau. Pilat a strâns pe preoții ce mai de seamă, pe fruntași și pe norod, și le-a zis, mi-ați adus înainte pe omul acesta ca pe unul care ațâță norodul, norodul la răscoală. Și iată că după ce l-am cercetat cu diamănuntul înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care îl părâți. Nici rod nu i-a găsit nicio vină, că și ne l-a trimis înapoi. Și iată că omul acesta n-a făcut nimic vreding de moarte. Eu deci, după ce voi pune sălbată, îi voi da drumul. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat trebuia să le slăboadă un întemnițat. Ei au strigat cu toții într-un glas la moarte cu omul acesta și sloboadă ne pe Baraba. Baraba fusese aruncat în temniță pentru o răscoală care abusese loc în cetate și pentru un omor. Pilat le-a vorbit din nou cu gând să dea drumul lui Isus, dar ei au strigat, răstignește-l, răstignește-l. Pilat le-a zis pentru a treia oară, dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el, așa că după ce voi pune sălbată, îi voi da drumul. Dar ei strigau în gura mare și cereau de să fie răstignit. Și strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit. Pilat a hotărât să-i se împlinească cererea. Le-a slobozit pe cel ce fusese aruncat în temniță pentru răscoală și omor, pe care îl cereau ei, iar pe Iisus l-a dat în mâinile lor, ca să-și facă voia cu el. Tragedia acestui pasaj este dincolo de cuvinte, dincolo de ceea ce aș mai putea să comentez eu. Poporul acesta, cu înverșunare, cere condamnarea lui Isus. Motivele sunt multe. Pilat este forțat, este pus la colț, încearcă să evite, își dă seama că este un sacrilegiu, își dă seama că este o tragedie, că este o mare nedreptate. Dar este forțat de insistența mulțimii. Pentru că Dumnezeu a închis ochii lor. Pentru că Fiul lui Dumnezeu trebuia să moară pentru noi. Și iată momentul răstignirii. Pe când îl duceau să răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp. Și i-au pus crucea în spinare ca să o ducă după Isus. Știm din celelalte evanghelii, Isus era deja bătut, schingiuit de biciul roman. Și acum să poarte crucea aceea grea era prea mult. Prăbușindu-se sub cruce, a trebuit trecătorul acesta să fie forțat să-i ducă. În urma lui Isus mergeau o mare mulțime de noroc și femei care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Isus s-a întors spre ele și a zis, Fii ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi însevă și pe copiii voștri. Căci iată vor veni zile când se va zice ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de sânii care n-au alăptat. Atunci vor începe să zică munților, cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne! Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele care trebuiau omorâți împreună cu Isus. Priviți la scena aceasta. Fiul lui Dumnezeu este copleșit de povara pe care o poartă deja, schingiuit, a purtat cu una de spin pe cap, bătut, acum prăbușindu-se sub cruce și totuși se oprește, mișcat de durerea mulțimii care îl mișcat de femeile acelea care plângeau și Isus se oprește și își face timp de ele și le adesează cuvintele acestea cu multă dragoste. Și avertizează în felul acesta tot poporul: Pregătiți-vă! Pentru că dacă Fiul lui Dumnezeu a suferit așa, vor fi suferințe care vor veni chiar peste popor. Și știm că acestea aveau să se întâmple în curând prin dărâmarea Ierusalimului, prin suferința uriașă care a venit peste acea cetate. Când au ajuns la locul numit Căpățână, era vorba de un dial care avea forma unui craniu. L-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Chiar și acolo Iisus nu este cuprins de venin, de ură, de răzbunare, deși era nevinovat. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorț. Norodul stătea acolo și privia. Era ca la un spectacol. Fruntașii își băteau joc de Isus și ziceau: Pe alții i-a mântuit să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul alesului Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet și îi ziceau: Dacă ești Împăratul Iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: Acesta este Împăratul Iudeilor. Unul dintre tâlharii răsigniți îl bat jocorea și zicea, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași o sândă? Pentru noi este drept că îți primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, adevărat îți spun, că astăzi vei fi cu mine în rai. Preoibiților, ce contrast imens! În timp ce norodul, ostașii, preoții, toți privesc scena aceasta dintr-o perspectivă atât de greșită, își bacioc, îl disprețuiesc, în timpul acesta, un tâlhar, scursura societății, un om care pe drept trebuia condamnat, omul acesta are o sclipire, are o revelație, își dă seama că cel care primește moartea cu asemenea demnitate, care se roagă pentru cei care îl omoară, nu îmi poate să fie oricine. Probabil că știa ceva despre veștele care circulau despre Hristos și se întoarce spre Mântuitorul și zice, Aduți aminte când vei veni în împărăția ta. Și tâlharul devine primul rod al suferințelor Domnului Isus Hristos. Primul om mântuit care aude cuvintele acestea. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat și perdeaua dinăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Ceasul al șaselea și ceasul al nouălea în uh, limbajul evreiesc semnificau amiaza, ora 12 și ora 3. Deci undeva de la amiază până la ora 3 s-a făcut întuneric. Soarele s-a întunecat, perdeaua dinăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Undeva la depărtare, înăuntru templului, s-a rupt cata pe aceea care îngreuna accesul omului în locul prea în prezența lui Dumnezeu. Iisus a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu, fiți atenți, al doilea om de la care nu ne-am aștepta, care remarcă acolo în mâna lui Dumnezeu. A fost prima dată un tâlhar și acum un sutaș roman, un păgân, a slăvit pe Dumnezeu și a zis cu adevărat omul acesta era neprihănit, era un sfânt. Și tot norodul care venise la priveliște aceasta, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Era un semn pe care evreii îl aveau atunci când manifesteau groază, durerea, tulburare la untrică. Toți cunoscuții lui Isus și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau deoparte și se uitau la cele ce se petreceau. Era un sfetnic al soborului numit Iosif, un om bun și evlavios, care nu luase parte la sfatul și la hotărârea celorlalți. El era din Arimateia, o cetate a iudeilor și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Era un om care, probabil în cugetul lui, judeca și cântărea lucrurile altfel decât ceilalți preoți și și-a dat seama că mâna lui Dumnezeu este peste Isus Hristos. Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus l-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. Era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Femeile care veniseră cu Isus din Galileea au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și felul cum a fost trupul lui Isus în el și s-au întors și au pregătit miresme și miruri, apoi în ziua sabatului s-au odihnit după lege. Și astăzi, într-o zi de sâmbătă, Mă rog ca Dumnezeu să, să lășluiască în inima voastră și să păstrați în inima voastră amintirea faptului că o jertfă desăvârșită a fost adusă pe crucea din Golgota cu 2000 de ani în urmă pentru mine, pentru tine, pentru toți cei care crede în Isus Hristos. Până mâine, când vom citi despre momentul glorios al învierii Domnului Isus Hristos, prezența și pacea Lui să fie în inima voastră.